Informația a fost confirmată de președintele clubului FC Farul, Auraș Brașoveanu. Nicorec a jucat 7 ani la echipa Gheorghe-Eto FC din prima ligă a Ungariei. Meciul cu Dunărea Călăraș este ultimul din acest an pentru Farul Constanța în Liga a doua. În tur, cele două echipe și-au împărțit punctele după o remiză albă, scor 0-0. Dunărea Călăraș ocupă locul secund al seriei întâi din Liga a doua cu 33 de puncte. FC Farul este pe locul 5 cu 28 de puncte, însă elevii lui Constantin Gache mai au o restanță de disputat. Meciul FC Farul Dunărea Călăraș se joacă astăzi de la ora 18 la Constanța.